Cum arată parlamentul, componența parlamentului acum? Dumneavoastră sunteți la al doilea mandat. Eu sunt la primul mandat de senator, de am și un mandat de deputat. Exact. Mi-e greu să fac o evaluare dintr-un motiv extrem de simplu. Știți că există o regulă axiomatică, și anume că poporul nu greșește niciodată. Deci dacă scorul obținut este acesta, înseamnă că ăsta e scorul pe care l-a meritat fiecare partid politic. Contează mai puțin conjunctura, motivele, erorile, lucrurile frumoase, contează mai puțin. E o realitate. Sunt oameni care au fost trimiși în Parlament prin voința românilor, sunt oameni care ne plac sau nu ne plac, dar sunt oameni care vor avea o mandat de 4 ani de zile. Prezența AUR e surpriza acum, de această dată, în Parlament. Da, a existat o surpriză prezența AUR, dar, repet, în momentul în care un partid beneficiază de susținerea a aproape 10% din electorat, cred că e bine să luăm act de voința electoratului, să analizăm care sunt motivele și cauzele acestui vot pentru AUR, și să reasumăm în consecință, pentru că practic noi ne-am mândrit foarte multă vreme că în România partide extremiste nu prea au mai existat. După vârful realizat de PRM-ul Vadim Tudor în 2000, nu au existat partide care să aibă o retorică naționalistă excesivă, o retorică iliberală. Iată că AUR, venind pe o asemenea retorică, a reușit să convingă 10% din români, îi avem în Parlament, coabităm cu ei în actul legiferării, și vom face treaba asta 4 ani de zile.